Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Nicu Tașcă și, din păcate sau din fericire, cum vreți să o luați, nu suntem la Vorba lui Tașcă. Suntem la Capital Special într-o dezbatere electorală cu trei candidați, aș spune, tineri sau mai puțin tineri, rămâneți să vă hotărâți dumneavoastră când veți spune ștampila. Trei candidați, cum spuneam, de la Pro-România și încep cu singura domnișoară din studio, domnișoara Iulia Rus. Bun venit, Iulia! Bine v-am găsit, mulțumesc tare mult pentru invitație, mă bucur tare mult că sunt astăzi alături de dumneavoastră. Mersi că ai venit. Numele meu este Iulia Rus, sunt candidat din partea Pro-România la Camera Deputaților. Am 25 de ani, sunt de profesie economist. Ai intrat direct în pâine așa. Da. Sunt de profesie economist și e un nou capitol din viața mea în ceea ce privește politica. E ceva nou, ceva special pentru mine, sper să și fac față, în prezent sunt consilier local al Comunei Bănița. Sper să fac față cu brio necesităților cetățenilor din comuna mea și din județul Hunedoara. Ok, mersi pentru prezentare, aș fi avut în plan să te prezint un pic mai târziu, dar e perfect că ai început așa. Un veteran al politicii, domnul Emil Rășteiu. Bună ziua, bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație și dați ocazia să fiu alături de colegii mei care aproape că în sumarea vârstei lor e vârsta mea, așa că ne puteți considera a fiind un bătrân. Ați văzut pe Iulia, a început direct, n-am mai așteptat întrebarea de prezentare. Ei sunt plini de energie, bine că este așa. Probabil că o să am și ocazia să mai spun despre mine. Cu siguranță vom face asta, numai vreau să-l prezint și pe Adelin Rotariu. Bun venit, Adelin! Bine, v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Ok, domnule Rășteiu, voiați să spuneți câte ceva despre dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți oricum destul de cunoscut, cred, deja. Și atunci când am intrat în politică la 28 de ani, cu 20 de ani, eram mai bătrân decât sunt ei acum. Dar, într-adevăr, am îmbătrânit în politică, probabil că și ridurile, o parte din ridurile care le am, se datorează administrației care am făcut-o. Sunt mulți ani de presiune administrativă, de mare responsabilitate și aș vrea să le spun oamenilor că nu este ușor să fii primar. Câți ani ați fost primar? 20 de ani. Câți la Băcia, cât la Simerea? Da, 12 la Băcia și 8 la Simerea. Am înțeles. Deci 20 de ani de politică, 20 de ani de primărie. Să spunem așa, 20 de ani de administrație, printre care a fost și puțină politică, nu foarte multă. Politică, pentru că nu, poziția de primar nu-ți dă posibilitatea să fii foarte activ politic. Și dacă o faci, eforturile sunt mult prea mari ca să le poată duce un om așa pe o perioadă lungă de timp. Deci mergeți pe dictonul acela la primărie, se face administrație, nu se face politică. Păi așa e, așa. Până la urmă cam acolo se și ajunge, indiferent cine și ce vrea să facă, tot ca și primar ai responsabilitatea administrației, a oamenilor pe care îi reprezinți. Sigur, dar până la urmă ajungi acolo fiind în politică. Când dacă nu ești în politică... Nu neapărat. Da, de mă rog, exemplu, asta ați avut și ați câștigat și independent. Da, deci, ați câștigat și politic. Deci pot... Până la urmă este într-un fel și normal să facă parte, că eu treaba asta că zice că primarii să nu fie angrenați politic, da, trebuie să aibă o anumită linie politică. Până la urmă și măsurile pe care le ia, până la urmă faci și parte, la un moment dat ești în opoziție, la altă dată poți să fii în... Vă referiți la opoziția la guvernare, nu? Și la guvernare, dar și locală. Până dacă ești în opoziție în Consiliul Local și ești primar, e o problemă, nu? Nu. Dacă ești ceea ce trebuie, nu este chiar o problemă. Eu am avut consilii locale în care am avut un singur consilier oficial de partea mea și n-am avut hotărâri de consiliu care să fie respinse. Așa că, până la urmă... Deci ați fost unul dintre norocoși, să zic așa. Nu întotdeauna se întâmplă. Știți cum, cum se spune pe vorba aia românească? Norocul este și cum ți-l faci. Drept și asta. Adelin, te rog să spui celor care se uită câte ceva și despre tine. Bună ziua! În primul rând vreau să vă spun că sunt un tânăr care are studii superioare. Am 27 de ani. Din 2013
Menegerez o firmă din domeniul Horeca. În ultimii 4 ani am făcut parte din conducerea unui club sportiv de utilitate publică. În momentul de față sunt coordonator organizației județene de tineret și cel mai tânăr consilier local din Consiliul Local al orașului Simerea. Să știi că despre tineret sunt multe de spus și poate o să avem ocazia și astăzi să discutăm. Domnilor și domnilor, cei trei invitați ai mei sunt candidați pentru un loc în Camera Deputaților, cum am spus, din partea Pro România și nu știu, să începem cu ce propuneți celor cărora le cereți votul. Nu, domnule Ștefan, până la urmă, în politică, ca să te voteze lumea, trebuie să propui ceva. Unii spun chiar să promiți. De ceva timp, acum noi ca și Partid Pro România suntem relativ tineri, acum cred că se împlinesc 2 ani de când s-a înregistrat Partidul Pro România, da, din noiembrie 2018. Noi, după ce ne-am stabilizat cât de cât pe linia politică, cel puțin la nivel de județul Hunedoara, ne-am propus niște lucruri care țin de o necesitate. Observând că suntem unul din județele din care pleacă cel mai mult și în special tinerii. Pleacă lumea din județul Hunedoara, dar în special tinerii. Chiar ne-am făcut și un slogan, pornind de la alegerile locale, să redăm Hunedoara copiilor. Adică să acționăm în așa fel încât copiii noștri să rămână sau, dacă ar fi posibil, să se-și întoarcă. O redare și la propriu și la figurat. După cum observăm, noi care suntem mai, ei mai puțin, dar noi care totuși suntem pe lumea asta de mai mult timp, am pornit ca județ de la unul dintre cele mai dezvoltate sau oricum cel mai consistente din punct de vedere economic. Aș spune cel mai industrializat. Da, și am ajuns unul din județele care se luptă în competiție cu județele sărace ale țării, cu migrația. Pleacă lumea în neștire și mai ales în Valea Jiului, pe mine mă doare sufletul, mai ales că eu am trăit aici 7-8 ani, am trăit în Petroșani, mi se rupe sufletul când văd oameni pe stradă care, dacă îi întrebi, oameni, să spunem așa, la prima vedere, care stau bine din punct de vedere financiar, spari și sănătoși, și când încep să discuți de copii, instant lăcrimează. Mi s-a rus pe sufletul de situația asta și noi trebuie, într-un fel sau altul, să acționăm, să ne revenim. Mai ales că avem și niște oportunități pe care văd că nu sunt luate în considerare. O oportunitate, să zicem noi, majoră, chiar dacă noi acum suntem în situația de pandemie, ne plângem, ne teamă, ni se pare că a picat cerul pe noi, dar asta ne duce la o oportunitate pentru 2021 pe care trebuie să o exploatăm. Noi ca și țară și noi ca și în județul. Referiți la celebrele fonduri europene, care toată lumea le așteaptă cu brațele deschise. Și fondurile europene, dar și gestionarea fără strictețe a bugetului național. Știți că acum, în perioada asta și anul viitor, cât o să fie criză sau perspectivele de criză, ni se dă voie să acționăm un pic mai în, chiar cu acea, nu știu ce vrei să spuneți, nu-mi dau seama. Cu faptul că ne putem îndatora. A, cu împrumuturile externe. Faptul că putem accesa fondurile europene fără restricții, înțeleg că e vorba de 80 de miliarde de euro pe care le putem folosi, putem să intrăm în acțiunile care până acum nu erau obișnuite în Uniunea Europeană. Propunerea... Da, e vorba de bani mulți, dar eu știu, știți cum e, că noi am mai avut bani mulți de multe ori de când suntem în Uniunea Europeană. Suntem la al doilea ciclu de 7 ani pe care îl finalizăm acum și nu știu dacă dumneavoastră ca primar poate ați văzut mai mulți bani europeni. Eu ca și cetățean n-am văzut foarte mulți bani europeni să vină așa peste noi și să ne schimbe viața în bine. Adică... Acum, referitor la banii europeni, eu cred că și gestionarea lor
ar trebui să axeze mai mult și mai ales că avem posibilitatea să mișcăm un pic lucrurile acum și gestionarea lor trebuie să facă în perspectiva ceea ce ne dorim să facă pe mai mulți ani sau ceea ce ne dorim să se întâmple în țara noastră și în județul nostru în următorii 8-10 ani. Nu să risipim fondurile europene pe tot felul de măsuri din astea, de că ne prefacem că specializăm niște oameni în niște domenii care nu au trecere. Da, e bune să asfaltăm străzi, dar cred că noi trebuie să acționăm în așa fel încât să facem economia locală să ducă la venituri, să ne putem asfalta singuri străzile și să se dezvolte. Eu am propus de ceva timp, chiar de când am intrat în Pro-România, eu am avut luări de poziție în sensul ăsta și în PSD, cât eram în PSD, dar după ce am intrat în Pro-România, fără perspectivele astea de a candida la o anumită funcție națională, am propus acea șosea de legătură, așa șosea rapidă între centrul județului și Valea Jiului. Sunt Tuhan Petroșan, celebra da. Șosea despre care se vorbește, dar nu o vede nimeni. Știți? Păi este în prioritățile județului Hunedoara încă din 2002 sau 2003. Într-adevăr, eu eram primar atunci la Băcea și aveam impresia că este o șosea inutilă. Până am văzut, până de fapt, care este rostul acelei șosele. Duce la niște avantaje, nu numai pentru Valea Jiului, ci pe tot traseul ăsta care ar lega Sântul Halmul Deva de Petroșan sau de Vulcan, în funcție de cum se dau soluțiile. Asta ați văzut, cred că cel mai bine ce înseamnă o șosea rapidă, bun. Să zicem autostradă, nu? Că da. La dumneavoastră acolo, la Simeria, se închidea da. un cerc. Chiar la ieșirea de la autostradă, de la Simeria, de acolo era în primă fază gândită acest drum expres, de la Simeria Veche la Petroșani. Într-o dezbatere pe la finalul anului 2018, da, 2018, la prefectură, împreună cu prefectul și câțiva reprezentanți de la primărie, că primar nu a fost atunci la dezbateri, s-a ajuns la concluzia că cel mai bine este să fie de la Sântul Halm, cu acea ieșire de la autostradă. Autostrada, evident, se pare. Legătura cu autostrada, dar nu prin nodul de la Simeria Veche, ci cu un nou nod care îl e dorit și de Deven și de cei din municipiul Hunedoara, până la urmă de congestionat cele două ieșiri, Șoimușul și Simeria Veche, plus acest traseu spre Hațeg și până în Valea Jiului. Noi gândim că vin în acea finanțare de reconversia zonelor astea afectate economic, respectiv Valea Jiului. Celebrul Just Transition Fund. Da. Dar nu este mai cunoscut aici la noi, că se vorbește mult, dar toată lumea își pleacă mâinile așa, că pe sec, știți? Asta, credeți-mă, tocmai asta mă deranjează. Că se gândește în sensul, bă, vin niște bani, hai să vedem ce facem cu ei. Hai să vedem cum ne facem niște drumuri, niște pârtii, niște, nu știu ce, parcuri industriale. Dar ce faci după aceea? Pentru că investitorii, eu acum am experiență cu investitorii, indiferent ce se discută, dar sunt unul din persoanele care am avut cel mai constant și cel mai mult de a face cu mari investitori. Ați și un parc industrial la Simeria. Păi, bun, parcul de afaceri, dar, mă rog, așa, dar faptul că Boșu va investi la Simeria, una până la urmă va investi? Va investi. Poveștile de tot felul pe care le aud și tot felul de investii sunt lucruri spuse pe stradă. După, o să vedeți, după ce ne revenim din criză, Boșu va continua investițiile. Să știți că păstrăm înregistrarea. Și vă rog să le împăstrați și vă rog să mă invitați la emisiune să discutăm despre acest subiect, să le detaliem. Acum probabil, nu mai avem așa mult timp, că se termină campania, dar poate după ce. Nu, când o să investească, o să rețineți și dumneavoastră să mă invitați la emisiune să povestesc, pentru că acum se poate interpreta ca fiind o chestiune electorală, dar nu aș vrea să duc discuția în zona asta, ci să duc discuția în nevoia de o susținere populară la câteva lucruri vitale pentru județul ăsta. Am înțeles. Deci unul dintre proiectele noastre, dacă veți fi ales, este această șosea rapidă Sântul Halm-Petroșani. De susține, de să o punem pe papet. Ea este master plan 2024-2030, dar e tot pasată de la un master plan la altul. Vorbeam înainte de emisiune. Că noi nu de master planul ducem lipsă și de strategii și de... Avem de astea de... Noi pentru asta... Cum să vă spun? Fiind un partid mic, un partid în creștere, dacă noi prin
consilierii județeni, consilierii locali, prin parlamentari, nu reușim să ne impunem ca majoritate, utilizând de o altă formulă. Și probabil că ați auzit că am început pe două subiecte, adunăm semnături pentru o susținere populară. Una dintre ele, fac o paranteză, este de transportul public local în județ, în afara Văijului, că aici se face deja, este acea... Și așteptăm Green Line-ul aici. Da, dar și în restul județului, prin parteneriat Consiliul Județean cu OAT-urile, să facă acel transport public local. Okay. Noi avem 4 consilieri județeni, nu putem impune acest lucru. Și atunci auzăm de o susținere populară. O să adunăm 20-30 de mii de semnături și o să punem pe masa Consiliului Județean să vedem dacă nu cumva o să voteze și ei. La fel și cu această șosea de legătură. Noi am inițiat o petiție de susținere populară. Să vadă, indiferent cine este la guvern, la Palatul Victoria, să vadă că în județul ăsta este o necesitate. Și nu numai oamenii își doresc. Și oamenii își doresc. Dacă reușim să adunăm peste 20.000 de semnături, că acum în campanie, că va fi după, că va fi până martie, aprilie, nu știu când va fi, abia în momentul ăla se va reuși, efectiv, chiar și cu 1, 2, 3 parlamentari din județul Hunedoara, nu contează. Până la urmă, eu mă aștept și de la ceilalți parlamentari, să, de la alte partide, de să adere la această necesitate. Prin susținerea populară, îi punem, le punem pe masă celor care guvernează să vadă că într-adevăr este necesară. Nu venim cu fonduri de rezervă de la guvern și mai dăm bani la o primărie, la alta. Astea sunt lucruri de moment. Noi trebuie să discutăm de viitorul nostru și să facem lucrurile pe termen lung, nu pe improvizații din astea de la o campanie electorală la alta. De deficitul bugetar mă refeream, că atunci când am avut lapsusul, ne dă posibilitatea acum, în perioada asta de criză, să-l mărim, da. Să-l mărim, care nu, deja avem 10%. Dar nu este o problemă până la urmă. Este important să supraviețuim în acestei perioade. Da, numai știți că la deficit e o mică problemă, trebuie să și finanțezi de undeva și România multă vreme s-a împrumutat scump. Vorbea domnul Râșteu Iulia de viitor. De ce ar trebui lumea să, mă rog, alegătorii, să pună ștampila pe Pro-România? Ce... Care sunt aturile? Care sunt promisiunile pe care tu le faci? Hunedorenii ar trebui să pună votul pe Pro-România, deoarece are pe liste oameni capabili, politicieni cu experiență, dar și tineri. Tineri care încep acum drumul în politică, tineri care vin cu inițiative, cu idei noi, oameni care au tot sprijinul datorită politicienilor cu experiență. Pro-România e partidul care a oferit posibilitatea tinerilor de a se afirma. Tu ai ajuns consilier local, nu? Eu am ajuns consilier local. Mă bucur tare mult că oamenii și-au pus încrederea în mine și mi-aș dori ca în următorii 4 ani să nu-i dezamăgesc și să fac ceva pentru comunitatea în care trăiesc. Sunt unul din tinerii care a rămas acolo și care îmi doresc din suflet să reușesc să scot la lumină comuna noastră, o comună care zic eu că e binecuvântată de Dumnezeu prin tot ce e acolo. Și cu ajutorul oamenilor și echipei pe care o avem în spate, cu siguranță vom reuși. De aceea îmi doresc ca hunedorenii să ne aleagă pe noi, să aleagă Pro-România pentru a cunoaște schimbarea, pentru a da o posibilitate a tinerilor de a se afirma și să aibă încredere în noi. Acum rămâne de văzut, știi cum e, de Moș Nicolae, cred că, vedem ce s-a întâmplat. Cred că trebuie să profităm de acest moment și că este Iulia aici, cred că astăzi este ziua primarului, ești votul, da, dar puteți să-i spunem la mulți ani. Mulți ani primar al Comunei Bănița. Pe această cale îi transmitem la mulți ani și, în ultimul rând, tuturor celor care serbează astăzi ziua de nume Sfântului Andrei. Andreea, la mulți ani, multă sănătate și tot bine din lume. Să se oprească domnul primar din petrecere și să se uite la emisiune. Nu poate face petreceri, că suntem în pandemie. Mă rog, o să le fac anul viitor. Un bar de vin, mă gândesc că bea de, dacă e și ziua de naștere, cu atât mai mult. Adelin, spuneai în debutul emisiunii că ești liderul organizației de tineret a Pro-România. Așa este. Despre problema tinerilor am vorbit aici la Capital TV de foarte multe ori și în alte proiecte pe care eu le-am făcut am vorbit și mai multe. Cum ți se pare că sunt tinerii din județul Hunedoara la momentul ăsta și cum, ce le propui acestor tineri care încă mai sunt? Spunea domnul Rășteiu că pleacă mulți și, într-adevăr, depopularea e un fenomen masiv.
Așa este. Și se produce chiar și acum. Dar aveți tu ca lider de tineret, ce le, în primul și în primul ce rând, le propui? Le propun să vină alături de noi, în Pro-România. Nu se poate să vină chiar toți. Le propun să se implice. În primul și în primul rând, noi ca tineri ar trebui să ne implicăm, să nu mai stăm pe margine și să comentăm. Să ne implicăm activ într-un partid politic și consider și cred că Pro-România este partidul care dă o șansă tinerilor. Pro-România are oameni cu experiență, Emilio Șteu, 20 de ani în administrație, Sorin Mari ca deputat, Dacian Ciodaru, consilier județean, sunt oameni care doresc ca în urma lor să vină tineri și care dau credit tinerilor. Îi susțin cu toate, cu tot ce pot, doar important este să se implice și să-ți dorească. Să știi, acum ca specialist pot să spun că tinerii se pot implica și altfel, nu doar dacă devin membri de partid. Așa pot să o facă da. Și din, da. Din afara politicii. Dacă, vă rog, domnule Șteu. Dacă îmi dați voi. Acum este rostul lui ca și lider de tineri Pro-România să îndemne să vină spre Pro-România, spre organizația de tineret. Eu aș extinde un pic. Vă rog. I-aș îndemna pe tineri să se angreneze în politică, contrar ceea ce spuneți dumneavoastră, să, în orice partid. Este foarte important implicarea masivă, în, mai ales celor, cei care își doresc să se întâmple ceva bun, nu oportuniștilor, că cine este oportunist probabil nu așteaptă îndemnul meu. Oamenilor de bună credință să se implice politic. Ne place să nu ne plate, ce trăim într-o societate în care depindem de politică. Că, toată lumea că e vrem așa. Sau nu vrem, de politică depinde și că pe unde mergem pe stradă și dacă este un semafor sau nu și dacă este o limită sau nu de viteză și dacă eu știu eu ce în regulă. Depinde de politică. Asta este societatea în care trăim acum. Nu știu dacă se voi inventa peste ani un alt mod de gestionare a lucrurilor, poate electronic, totul se face electronic și matematic. Asta e ca votul electronic, domnule, știu, dar mai acum, e mult până departe. Acum și cu votul electronic se poate dezbate sau ar trebui să dezbată și facem o paranteză. Sigur. Am urlat, ne trebuie vot electronic. Acum, când e necesar, de ce nu se pune în aplicare? Sau prin corespondență, ați văzut în America, au votat 70 de milioane de americani. Dacă ne aducem aminte, PNL-USR au susținut manifestații în stradă, a fost o încrâncenare, s-au făcut tot felul de lucruri. Că ne trebuie vot electronic, ne trebuie vot prin corespondență. Păi acum sunt câți la guvernare, de ce nu fac? Din același motiv pentru care nu fac nici alegerile în două tururi, domnule. Păi din aceleași motive, că una spunem și alta facem. Asta e politica României. Acum, revenind la treaba asta. Vă rog. Doar o frază să mai spun cu privire la îndemnul meu. Pe de o parte depinde de politică și pe de altă parte, eu le spun și lor în ședințele, întâlnirile, nu chiar ședințe de parte, întâlnirile care le avem, până la urmă majoritatea decide. Dacă majoritatea, indiferent cine și ce vrea, dacă este o majoritate de oameni de bună intenție, cu siguranță se vor decide lucruri pozitive. Dacă o majoritate, și aici, până la urmă, politica partidelor, astea consacrate, este ca să nu vină prea mulți, să decide prea mulți, să fim noi majoritari, noi ăștia care avem anumite lucruri, anumite interese și ăia care vin eventual lipitori de afișe, oameni care se lucreze pe la secretariat și până uităm de ei până peste 4 ani. Îi încurajez să intre în politică. Bineînțeles, în primul rând spre Pro-România, dar nu este rău și dacă intră și în alte partide, să ducă, să schimbe modul de a se face politică. Da, eu cred că, vis-a-vis de și de ce spunea Adelin, e important ca tinerii să se implice. Acum, da. Că se implică din partea politică, că se implică din partea, nu știu, a societății civile, important e să fie acolo, important e să fie implicați în ceea ce se numește luarea deciziei. Pentru că aici e marea problemă. Nu știu, din păcate, societatea civilă încă nu s-a ieșit sau nu este o țintă, că până acolo nu sunt voturi. Dar eu nu simt societatea civilă ca fiind ceea ce ar trebui să fie societatea civilă. Mai eu trebuie să mă fac avocatul societății civile, deși nu sunt plătit pentru asta, dar acum eu pot să vă spun că eu activez în societatea civilă. Din păcate sunteți puțin de bună intenție, dar mare masă. Dar uitați-vă până la mai să luați în considerare acele manifestații majore pe anumite domenii, unde e vorba de bani mulți.
Vi se pare cumva că acolo interesele societății civile sunt pentru, pentru bunul mers al societății sau este un alt interes? Ce vreau să spun serios. Este că de multe ori nici administrațiile și nici partenerii politici nu întind mâna către apropo, organizațiile societății civile. Da, vă cert aici de față cu telespectatorii, că v-am trimis o solicitare și nu mi-ați răspuns. Da, a fost o scăpare și acum nu mai am posibilitatea deocamdată. Păi poate răspunde nouă primar acum. Da. Dacă dumneavoastră ne-ați făcut-o. Bun, aș vrea să vorbim, Iulia, puțin despre programul pe care îl propuneți voi alegătorilor. Am citit aici că aveți puncte importante legate de criză. Un venit de criză. Un venit, un minim de criză. Un sprijin și, de asemenea, un program național de testare. Se discută foarte mult dacă e bine să testăm mai mult sau e bine să rămânem cu testările la nivelul la care suntem deja. De la București se impun aceste 5 măsuri de ieșire din criză, promisiunea ieșirii din criză, printre care și venitul minim de criză. Constă în asigurarea resurselor minime pe perioada crizei, adică 2000 de lei pe lună pentru persoanele singure și 1500 de lei pentru fiecare membru al familiei. Noi considerăm că este un ajutor benefic pentru toate persoanele în perioada asta. Eu vorbesc din punctul meu de vedere pentru că și eu lucrez și am trecut prin perioada pandemiei, atunci în perioada când a început, a debutat și a fost destul de greu, foarte dificil a fost pentru că unii dintre noi am fost în șomaj tehnic sau chiar nu ni s-a oferit nimic, depinde la ce societăți am lucrat. Și consider că e un ajutor benefic. Iar testarea este unul din principii esențial pentru că nu putem să închidem o școală care poate nu au copii infectați cu COVID. Păi sunt închise toate școlile, exact, da, Valma, copii, chiar și în localități unde sunt zero cazuri. Exact, da. Plus că copiilor, eu vorbesc din punctul meu de vedere al comunității în care trăiesc, e o comunitate mai săracă, iar nu toți părinții au posibilitatea pentru a le oferi copiilor ajutorul de a învăța de la distanță, online. Și mă gândesc oare cum fac copiii ăștia școală. Acolo e problema. Da, aici dacă tot ai adus vorba, trebuie să vă întreb și să vă și spun și telespectatorii cu siguranță știu. La emisiunea Vorba Lotașcă, împreună cu sociologul Valentin Fulger, am propus ca toți aleșii locali să-și doneze indemnizațiile pentru o lună, două, trei, cât consideră fiecare și din acești bani să cumpărăm tablete pentru copiii care nu-și permit să cumpere o astfel de tabletă. Am primit ecouri pozitive, domnule Râșteiu, vă anunț că domnul Zvânc aici la emisiune a promis că va pune în discuția partidului noastră această temă și le va solicita aleșilor locali să achiseze și vreau să vă întreb pe toți trei dacă vi se pare o idee, pentru că, bun, nu vom rezolva poate problema integral, dar mi se pare ciudat ca să se strângă, nu știu, la școlile unde sunt părinți cu posibilități mai multe să doneze și aleșii locali să nu o facă. Da, în perioadele dificile ale societății este nevoie să existe spiritul de solidaritate. Din acest punct de vedere, eu pot să spun și eu, probabil că și colegii mei, aderăm, sau eu cel puțin ader la această idee, în sensul de a se vedea că există solidaritate. Un pilon de bază al societății. Da, doar că astfel de lucruri, ele sunt, să spunem așa, ca anexe la gândirea noastră de bază. Noi, ca partid, ca Pro-România, prin acele măsuri, noi propunem și aș vrea să le și un pic detaliez, dacă îmi permiteți, noi propunem, până la urmă, o liniștire a societății, a țării. În prima fază, ele sunt într-o altă ordine puse în programul nostru electoral, cele 5 măsuri pe care le propune Pro-România. În primul rând, imediat după alegeri, nu din 7, 8, 10, așteptăm să treacă și sărbătorile. Dar după Revelion, după 8, Sfântul Ion. Așa după era. Sfântul Ion, copiii trebuie să meargă la școală. Trebuie neapărat să meargă la școală, indiferent ce posibilități tehnice există.
un copil, chiar dacă are toate tabletele de pe lume, poate să aibă o tabletă cât tot peretele camerei în care stă și este singur și antifonat și poate să facă orice, adică totul înspre a învăța, nu este același lucru cu prezența lui la școală. Acord, ca să facem, să ajungem la nivelul ăsta, ne mai trebuie niște ani. Probabil că ăsta este un imbold, perioada asta, ne mai trebuie niște ani. Până una să știți peste... că cele două nu se exclud. Dacă, nu se exclud, dacă doar... noi cumpărăm tabletele și le dăm tinerilor, da, ei pot să meargă la școală, dar dacă cumva, Doamne ferește, mai apare un lockdown, ca așa, cum așa se spune frumos, oamenii ăștia să aibă cu ce, copiii ăștia să aibă cu ce învăța. Pentru că problema este, domnul Nicu, știu eu, că nu au cu ce. Domnul Nicu, deci eu dacă, cum să vă spun, donez toate indemnizația pe un an de zile, dacă văd că este o sămânță de a se gândi un pic suplimentar din partea instituțiilor care țin de învățământ. Până la urmă, aceste tablete, așa cum spuneți dumneavoastră, sunt utile și ar putea fi mai utile și după ce revenim. Sigur. Eu propusesem și când, numai că n-am, e destul de greu de a schimba sistemul. Până la urmă, folosindu-se acele table inteligente la școală și copilul având o tabletă, îi rămâne înregistrat și după ce o șterge tabla profesorul. Nu chiar cu buretele, ca pe vremea noastră. Da, se șterge, acum curat, se șterge doar din creion. Dar rămâne tabla copilului și poate salvată undeva și se poate uita. Și se poate uita. În sensul ăsta trebuie să folosim tehnologia. Sigur, de sigur, să facem pași următori. Dar, revenind un pic, este, zic eu, esențial să nu mai lungim treaba asta cu copiii să stea la acasă. Deci eu văd, am exemple și personale și din, la cunoștințe și de la mine de acasă. Nu se fac orele acelea care ni le dorim să se facă cu copiii noștri. Nu e aceeași interacțiune, evident. Oricât de conștiincios este copilul, scapă la jocurile pe telefon, pe lângă tabletă, atenția nu este aceeași. Până la urmă și din punct de vedere a vederii să stai în continuu, să... că oricât ar fi tabletă... ochiul, da. Da, sunt lucruri care sau pot apărea efecte iremediabile. Deci noi nu trebuie să ne mai jucăm și atunci ca să punem în aplicare lucrul ăsta, trebuie să intervenim și cu acea testare în masă. Să putem să acționăm în zonele unde sunt chiar pericole majore, acolo da, închis pe o săptămână, două, chiar localitatea, dar faci testarea în așa fel încât să știi cum să acționezi. Până la urmă și celelalte două măsuri, cea cu venitul minim de criză și venitul susținerea economiei la IMM-uri, și astea sunt lucruri care duc la o armonizare și au legătură unele cu altele. Venitul minim de criză dă posibilitatea, pe lângă faptul că aderă la principiul nostru, nu lăsăm pe nimeni în urmă. Adică toți cei care sunt de bună intenție, sunt șomeri, că i-o dat afară cineva care e într-o firmă afectată de criză, sau au venitul mic, sau de 1400, venitul minim pe economie, da, sau o pensie de 700-800-900 de lei, o perioadă, nu este o problemă din partea noastră a țării să susținem să... Până la 2000 de lei, nu? Oamenii, da, pentru persoane singure 2000 de lei, dacă sunt două persoane 3500, dacă sunt trei sau mai multe persoane minim 4500. Dar asta asigură până la urmă o liniștire a populației și cum să vă spun, să poată să acționeze pozitiv. Este un lucru important, chiar și când suntem bolnavi. Dacă acționăm pozitiv, ne iasă lucrurile. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, ne dă posibilitatea să facem acțiunile astea Uniunea Europeană, că facem, vrem, nu vrem, facem parte din angrenajul ăsta european. Dacă vrem, nu că... Dacă vrem să facem lucrul ăsta, ne dă posibilitatea. Mai ales că sunt și țări, că nu e inventată de Ponta. El a preluat-o. Ponta, fac o paranteză, Ponta prea lucrurile bune și de la cei de lângă și de unde vede pe lumea asta că se întâmplă ceva pozitiv, acționează. Sigur, până la urmă nu trebuie să inventezi zapacalul. Jumătate sunt bani europeni, jumătate din bugetul național. Gândiți-vă ce înseamnă, că nu trebuie să fim economiști de anvergură. Ce înseamnă o infuzie de genul ăsta în piață, în consum. Nu este cea mai bună revenire economică asta pe consum, dar este una din soluții. Sigur.
Până la urmă, dacă nu avem posibilitatea să susținem niște fabrici extraordinare în țara asta, că nu le avem, susținem consumul. Dar nu rămânem în urmă, și noi ca și țară. Gândiți-vă și pe un pensionar. Un exemplu mic, că probabil că aveți cunoștințe de pensionar, care are 1800 pensie. Dacă el mai primește 200 de lei, în perioada asta, un an de zile, își plătește CR-ul, scapă de anumite lucruri și deja se o echilibra, gândește altfel, își pune problema altfel. Da. Deci astea sunt măsurile pe care noi le propunem, nu măsuri din azi așa, hai să dăm numai 3 lei pe chestiuni populiste. Recunosc că la lansarea acestor propuneri, eu personal, am crezut că sunt doar niște măsuri populiste de campanie. Recunosc. Asta ce ați făcut? L-ați ridicat în picioare și ați spus, domnule, stați așa? Nu, am început să văd că îmi propusesem să chiar să-l abordez pe Victor Ponta, să spun, nu, hai să nu venim cu vrăjel din asta. Dar m-am înșelat. Când am realizat, de fapt, ce impact major aceste... Mă gândesc că cineva a lucrat pe ele și a făcut o analiză bună. Recunosc că eram un pic dezamăgit la momentul ăla. Da, zic, ia uite, venim tău cu o chestie din asta. Nu, dar acțiune... Și mai ales când am văzut că se întâmplă lucruri și în Uniunea Europeană, ceva de genul ăsta. Bă, stai un pic, că nu suntem toți... Nu suntem toți în aceeași poveste. Iulia, te bagi în acțiunea tableta? Da. Te și consilieră. De ce nu? Sigur. Cu siguranță o să le propun și eu, colegilor mei din Consiliul Local, pentru a pune în aplicare această idee. Eu cred că vor fi de acord. Da, eu cred că și la Bănița prinde bine câte o tabletă. Prinde, chiar ar prinde foarte bine. La tinerii din Bănița. Adelin? La fel și eu, cred că este o măsură tu ești consilier? Foarte bună, da, sunt și eu consilier la Simelea, cel mai tânăr consilier. Deci prima exemplu personal este direct. Am citit aici în programul vostru respect pentru militari și aș fi curios, nu știu câți militari sunt care se uită la noi, dar probabil că sunt ceva, pentru că au fost unități militare în toată zona aceasta și nu numai. Ce înseamnă, ce e spatele acestui punct? Deci a fost o lege, nu mai rețin exact, în 2015 cu calculul pensiilor, o echilibrare a... Recalculare, sau cum se zice. A pensiilor militarilor, care am înțeles la vremea respectivă, nu am foarte multe detalii, doar niște repere care, că m-am interesat și o să văd ce cu treaba asta. Evident că. Vedeți că vine ziaristul și vă întreabă. Da, a fost o lege în 2015, când era Victor Ponta premier, care toată lumea era mulțumită cu privire la modul cum se... că erau diferențe între militari mai vechi, mai... Că să știți că și la mineri sunt unii care au ieșit înainte de 2015, au nu știu cât, și care au ieșit după 2015, au mult mai mult. S-a tot ciuntit din pensia asta, s-au făcut o felul de modificări și propunerea pro-România este de a se reveni la faza inițială a legii. Apropo de pensii, că mi-am adus aminte acum, știți că există un spectacol deja politic în Parlament, e coadă la birou de depus demisiile. Domnul Nicu, că bine că ați deschis subiectul ăsta, că deja vine să sar pe pereți. V-am simțit că vrei să spuneți. Auziți, domnule. Deci, cum să zic, acum suntem, cum să zic, așa într-o o zonă din asta de a face doar imagine și... Populism, pe toată linia. Populism din toate punctele de vedere. Păi, acea pensie specială de parlamentar ți se dă dacă faci cerere. Dacă soliciți, evident. Da. Nu o bagă nimeni cu forța. Ce povestim când ne dăm demisii și mai ales... O singură zi, să știți. Deci nu cu o săptămână, nu cu o lună înainte de finalul mandatului. Auziți, domnul Nicu, aș vrea să întrebați pe acei parlamentari care sunt la doilea, al treilea mandat, cam cum se calculează? Să taie tot mandatul ăsta sau numai o lună? Și dacă, ai mandate mai multe, se iau în calcul cele dinainte? Păi nu, se iau alea dinainte și alea în 3 ani și 11 luni și 20 de zile. E un parcăciul, evident. Deci e o poveste. Până la urmă, nu vrei indemnizația? Nu faci cerere. Nu soliciți. A, bun, ca să vrei să fii tu mai șmecher, să te dai populist, să te voteze lumea, scrie-o și eu acum, îl aștept pe domnul Sălan să vedem că spune că vă scris și ne-o dă nouă, nu aruncă după aia. Că nu vrea pensia specială de parlamentar. Păi, stați un pic, aule, dacă l-a acest pe domnul Sălan discuție, păi dânsul cred că are. El a fost militar. Nu discut de aia. Acolo e altă. Da, asta de parlamentar, că tot povestim. Dar tot... Păi stați că nu știu dacă la PSD e chestiune generală, că am zis că numai domnul Ciolacu e la coadă la ghișeul la depus de misiune. Una se zice și alta se face, vedeți? Dumneavoastră că se... Cred că nu s-au inventat
acuze și reproșuri și jigniri în limba română care să nu fie folosite de PNL, PSD și mai nou și USR, văd că intră în chestia asta. Da, și să pregătesc, să pregătesc de guvernare. Păi nu, dar s-au folosit toate reproșurile și toate jignirile, toate expresiile din limba asta română, dar pe de altă parte, ei se coalizează. La nivel, începând de la nivel local, la nivel județean, ei se coalizează, fac lucruri în comun, își aranjează candidaturi, adică nu, acolo merge X pe Senat, iar noi de la PNL nu ne băgăm pe nu știu cine consistent, dar facem treaba asta invers. Adică trebuie să iasă deputatul nostru de la partidul PNL, trebuie să iasă senatorul de la PSD, dincolo de iară de la PNL și de la PSD. Deci asta este o chestiune care trebuie scoasă din zona politică. Trebuie să... Deschideți o cutie a Pandorei, vreau să spun, domnule Râșteiu, pentru că noi aici, în Valea Jiului, am trăit mulți ani, nu mai rețin exact câți, dar mulți ani, tot în această împărțeală, aș folosi un cuvânt urât, dar nu-i frumos, că e zi de sărbătoare. Dacă îmi permite să spun lucrurile pe nume, dacă ați deschis de Valea Jiului, până la urmă, vrem, nu știu, ne place, nu ne place, Valea Jiului are un parlamentar. Cristi Rezmerițe va ieși parlamentar, indiferent că nouă ne place sau nu ne place. Da, asta e. Chiar senator, nu? Da, senator. Alt parlamentar din Valea Jiului, eligibil, nu mai aveți. Deci lucrurile sunt clare. Tot ce se duce în plus pe PSD, se vor duce voturile înspre a ieși alți parlamentari, poate din alte județe. Eu zic să nu-i stricați ziua de sărbătoare domnului Helgiu de la Petrila. Nu, acum, haideți să fim serioși, că până la urmă domnul Sălan va fi cel care s-ar putea să beneficieze de voturile din Valea Jiului masiv spre PSD. Deci domnul Sălan nu este din Valea Jiului, așa că nu... Nu, dar poate că o să-i reprezinte, o să-i reprezinte, nu știu, poate că sunt mulțumiți cei din Valea Jiului să voteze PSD masiv ca să iasă domnul Sălan. Eu pe domnul Sălan nu l-am văzut la față decât pe vremea când era încă în uniformă, de când e în civil nu l-am mai văzut, să știți. Da, că tot mi-ați, nu știu, dar nu am repere, că nici nu are rost să vorbesc aiureli. Nu am repere că s-au făcut ceva înțelegeri pe Valea Jiului. A existat mulți ani, dar aici, vreți să vă explic. Dar s-au făcut în alte județe, s-au făcut. Și aici s-au făcut. A, când era pe colegii, atunci știu. Da, păi, asta a fost în PSD, nu, sunteți, nu sunteți ca și Iulia cum a venit în politică. Da. Iulia, cum crezi că va fi după Moș Nicolae? Adică ce va duce Moș Nicolae? Va fi pro-România la putere sau în opoziție? Eu sunt încrezătoare și cu siguranță. Cu siguranță că... Adelin, unde vezi pro-România după... În mandatul unii, nu știu, deja putem vorbi de nou mandat, 2021-2024, nu? Da, 2021-2024, da. Noi sperăm ca pro-România, județul Nedoara, să fie reprezentant în Parlamentul României de minim 2 parlamentari. Oh, deci domnul Râșteiu aici de față să fie acolo, nu? Nu, un senator și un deputat. Un senator și un deputat. Am gândit că poate e mai facil la cameră să intrați voi. Păi acum depinde, socotelele sunt destul de... Depinde și cum se va prezența la vot. Aici, până la urmă, ce este important pentru noi e să se implementeze niște lucruri. Eu o să mă vedeți și după parlamentare. Că o să vin să susțin lucrurile importante pentru județ. Și treaba asta cu șoseaua nu o să abandonăm așa, că gata, s-o termină campania, o abandonăm. Și păi deschiderea... Eu zic că ar fi bine să țineți de ea, dar așa cum dumneavoastră singur spuneați, din 2002 până în 2020 sunt vreo 18 ani, așa. Uite că mi-am propus acum să... A făcut majoratul, dacă pot să zic. Să insist mai mult, așa cum am venit cu încă o idee, care nu ține de Valea Jiului, dar eu o zic așa într-un fel sau altul va ține de o echilibrare a județului Hunedoara, de care o să beneficieze și Valea Jiului, mai ales că aici va fi o finanțare consistentă pe reconversie. Eu susțin, bineînțeles că nu am inventat-o eu, că nu, chiar dacă am terminat la Petroșani facultatea, nu sunt eu chiar așa un specialist în minerit, susțin deschiderea exploatării miniere de la Certej. Cu tot ce înseamnă opoziția din partea unor ONG-uri și tot felul de dezbateri pe tema asta. Da, despre această exploatare s-a vorbit foarte puțin în ultimii ani, poate și din cauza faptului că
O altă... La politicienii teamă. Exploatare... Nu, dar vreau să spun că o altă exploatare mai celebră a luat fața. E vorba de Roșia Montană. Dar, până la urmă, nu-mi vine acum să fac calculul, dar în orice caz, pe vremea lui Avram Iancu, era o vorbă în Apuseni cu munții noștri au ori poartă, noi cerșim din poartă în poartă. Adică nu putem să ne mișcăm de foame și stăm cu niște resurse pe care nu știm dacă peste 20-30 de ani vor mai fi valoroase. Și nu trebuie decât să ne uităm la Grecia, că ne-ar place tot să mergem în Grecia în concedii, da? Dar grecii au luat decizia, culmea, sau întâmplarea, sau nu știu ce să spun, în aceleași condiții, o perioadă de stagnare, de opoziție din partea ONG-urilor și așa mai departe, au luat decizia să dea drumul la, să avizeze deschiderea exploatării. Culmea, cu același fond de investiții sau aceeași firmă. Am înțeles. Și nu, deja au început să apară beneficii la comunitățile respective. Pe de o parte, pe de altă parte, nu extragerea minereului efectiv, nu lingourile de aur sau de cupru sau ce sunt acolo, nu aia este valoarea de bază, ci valoarea economică care se emană în zonă. Acolo, un calcul, că aici la asta deja mă pricep, un calcul simplist duce undeva între 60 și 80% din valoarea cifrei de afaceri se întoarce în economia locală și națională în maxim între 6 și 10 luni. Deci dacă cifra de afaceri este de 200 de milioane de euro, beneficiază statul prin diferite, prin redevențe, prin impozite, prin taxe, prin tot felul de lucruri, se întorc în economie indirect 60-80% din acea valoare. La nivel de câteva sute de milioane. Asta... E o temă de discuție și sper să avem timp să o desfacem pe toate părțile. Astea trebuie să discutăm, nu de măsurile care se iau acum la guvern, că măsurile astea sunt emoția alegerilor, nu știu dacă... Eu aștept cu nerăbdare, să știți, în ianuarie 2021, să văd dacă se va schimba ceva în retorica asta politică românească. Și ați zis de pensii, da, ok, de pensii, dar ei, într-o discuție cu ei, cu tinerii, la un moment dat s-a exprimat, era cu Dacian, cu Adelin, erau mai mulți tineri acolo, s-a exprimat ceva de genul, bun, ok, susținem pensiile, dar cu noi cum rămâne? Adică cu ei cum rămâne treaba? Da, păi ei mai au mult până la pensie. Glumesc. Am văzut aici și nu vreau să încheiem, mai avem aproximativ 5 minute, poate chiar mai puțin. Am văzut în programul nostru acces la educație complementară și aș vrea cei doi colegi tineri să explice ce înseamnă această educație complementară. Cum ați traduce-o pe limba care dintre voi doriți? Acum, scuze, înainte de a răspunde, Adelin a spus la începutul emisiunii că a făcut parte dintr-un conducerea unui club sportiv. M-am gândit la CFR Simeria, nu? În sensul ăsta că prin diferite mijloace copiii trebuie să beneficieze de educație complementară prin clubul sportiv, prin centru cultural și așa mai departe. Sigur, vreau să explice, l-ați luat răspunsul acum. Nu, am vrut doar să, cum să zic, că ceea ce spune este, provine și din experiența lui personală. Ok, dacă vreți să răspunzi, după aceea aș vrea să încheiem un mesaj. Cred că este foarte important ca cluburile sportive și consiliile locale, administrația locală, administrația județeană să se implice pentru a crea un cadru organizat pentru ca copiii să practice un sport. Este foarte, foarte important. Deci, dar educație complementară include educație sportivă? Da, include educație chiar non-formală, include? Include și educație non-formală și putem să vorbim aici chiar și de programul after school, renumitul program after school. Care trebuie să dea o cum să zic, să fie legalizat așa cum trebuie. Acum este o chestiune așa cam la limita legii. Cam la limita legii, așa mi se pare și mie. Și contribuția copiilor. E acum, eu știu mai multe. Acum, vedeți dumneavoastră și multă experiență administrativă și până la urmă de aia și probabil că și vorbesc mai multe. Eu am făcut un studiu care a durat un an și ceva, în care au rezultat niște soluții să venim cu un aport suplimentar la educație pe lângă ce o dau părinții acasă, pe lângă ce primesc de la școală, noi ca entități administrative să venim cu un sprijin suplimentar. Și aici
că ține un pic și de legislație, am putea să venim cu CAFOR-ul care gestionează în mod unitar sau cum se coordonează în mod unitar activitățile cluburilor sportive și a centrelor culturale și a cluburilor copiilor și chiar și activitățile de after school, să fie Direcția Județeană de Tineret și Sport. De ce vin cu propunerea asta? Pentru că am observat, noi ca autorități locale avem tendința fiecare să facem după capul nostru. Dar un copil care îi a îngrenat într-o activitate din asta de educație complementară, că e în club sportiv sau în clubul copiilor, să mută părinții lui de la Orăștie la Petroșani, ca să venim un pic. Ar fi bine, da. Nu cred că se întâmplă, da. Sau invers, copilul să poată ușor să se angreneze în activitățile din localitatea respectivă, nu să o ia de la început cu alte idei și cu alte concepte. Vedeți ce spuneți despre Direcția Județeană de Sport și Tineret, pentru că și de acolo este un domn care candidează, cred că la concurență cu, da, foarte cu dumneavoastră. Bine, foarte bine. Mai avem un minut și aș vrea, Iulia, să, pentru că ești singura femeie de aici, să îți dăm ocazia să transmiți un mesaj pentru cei care ne-au urmărit astăzi și care se vor duce să pună ștampila pe cineva în 6 decembrie. Dragi hunedoreni, vă rog frumos ca pe data de 6 decembrie să ieșim la vot cu toții pentru a alege oameni profesioniști, politicieni care ne ajută să scoatem zona noastră din acea, cum e și Valea Jiului, Valea Plângerii. Haideți să ieșim la vot și să facem ceva pentru comunitatea în care trăim. Da, cred că cu asta am încheiat timpul alocat emisiunii. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Doamnelor și domnilor, și dumneavoastră vă mulțumesc. Sper că discuția de astăzi vă ajută să luați o decizie pe 6 decembrie. Noi ne vedem din nou vineri la ora 18.